¡Marisol! Atunci spune povestea. Știi tu povestea aia? Atunci s-o... Iar! M-am săturat, dar atunci s-o... Ce monotonie de... De 75 de ani de când m-am căsătorit. Mă pui să spun aceeași poveste, să-ți imit aceleași persoane, aceleași luni. M-am săturat, dar să mai vorbim și noi despre altceva. Dar puișorul, mine nu o plictisește. E viața ta, mă, pasionează. O știi pe din afară. Uite. Da, e ca și cum aș uita totul pe loc. Fiecare dată. E mintea ca o foaie albă. Fac anume cuișorule. Iau purgative. Mă reînnoiesc pentru tine. Seara de seara. Hai, începe, te rog. Dacă vrei tu... Așa spune povestea. E și povestea mea cea, tău e și al meu. Atuns-o. Atuns-o, puișorule. Atuns-o, îngerașul. Atuns-o, așa, hai spune. Atunci am râs de neapărat. Povestea era atât de caldoasă. Caragiosul, Urtosul, sosise în coană, cu ceamantanul, plin de orez. Orezul s-a risipit pe jos, cu caragiosul tot. Purtosul, urâsul, ceamantanul. Atunci am... Eram răpătit. Povestea era atât de caragioasă. Mm-hmm.
Poate că ți-ai zdrobit vocația. Sunt poate cum spui tu, dotat.